Bine v-am găsit, dragilor, la o nouă etalare pe acest an. Sper să fiți în continuare și anul acesta alături de mine. Aceasta este o etalare fără variante, dar e o etalare generală, simplă, un mesaj pentru voi în acest moment, în această săptămână. Cărțile de tarot, în orice săptămână în care vedeți acest clip, n-are neapărat un timp. Iar hărțile de tarot pentru voi în acest moment, avem așa, Regina de Cupe, Doi de Spade și Temperanța. La baza pachetului avem un Rege de Bâte, 5 de Bâte, 7 de Cupe, dar și Cavalerul de Bâte. Imediat să mai am și alte cărți de tarot. Să vedem. Ok, turnul. Regina de monede și 8 de cupe. La baza pachetului avem carul. Poate aveți de-a face cu cineva din zodia Rac, avem și Regina de Cupe acolo, deci avem zodii de apă. Un mesaj pentru voi în acest moment, să iau și niște cărți de oracol ca să vedem mai bine mesajul. Să vedem. Era și, e și o carte aici de tarot. 4 de monede. Ok, o lăsăm acolo. Să vedem ce cărți de oracol avem. Frică. Alegere. Frumos. Și provocare. Iar la baza pachetului avem tăcere. Tăcere. Da, simt că este o etalare așa puțin cu energie de asta mai închisă, mai de introvertit așa. Cineva aici foarte introvertit așa simt. Sau cineva nu vrea să comunice atât de mult. Dar cert este că avem alegere de două ori, avem și doi de spade și alegere acolo. Poate cineva trebuie să facă o alegere în acest moment, în această perioadă, poate voi, poate aveți de-a face cu o persoană cu Regele de Bâte, sau chiar voi v-ați hotărât să faceți o alegere, să alegeți în sfârșit încotro vreți să vă îndreptați atenția cu Regele de Bâte. De fapt, da, am văzut și Rege de Bâte și Cavalerul de Bâte. Încotro vreți să vă îndreptați atenția, dar și energia, acțiunea, dacă avem bâtele aici. Regina de Cupe și 5 de Bâte și 8 de Cupe. E cineva aici foarte melancolic. Cineva care se gândește, cineva care vrea să lase în urmă cu 8 de cupe, poate e o provocare pentru dintre voi să lăsați ceva în urmă, ceva tumultos, în mod special, cu 5 de bâte acolo. Și să, cum aș zis, să vă orientați atenția în altă parte, să vă direcționați atenția, acțiunile, într-o altă parte. Regina de Cupe e cineva care are multă stabilitate emoțională într-un fel sau altul. E cineva melancolic, dar și cameleonic, așa. Cineva care încearcă să își transforme emoțiile în funcție de persoana cu care are de-a face. De aceea e foarte cameleonică Regina de Cupe. Dar avem și înțelepciune datorită acestor emoții foarte profunde, puternice. Și poate că voi, simt că voi sunteți în energia acestei Regine de Cupe, care are foarte multă înțelepciune prin, pe baza relațiilor ei sau pe baza situațiilor prin care a trecut. Iar 5 de bâte acolo, posibil că ați trecut sau treceți printr-o perioadă în care există mai multe părți implicate, sunt mai multe păreri în contradictoriu, da? 5 de bâte, există o puțină competiție, sunt persoane care nu se ascultă una pe cealaltă și asta
Poate ca să înțelegeți sau poate asta vreți să și lăsați în urmă, cu 5 de bâte și cu provocare acolo. Dar avem și 8 de cupe. Opt de cupe e cartea dinaintea noului de cupe. Deci e o carte care spune că vă pregătiți pentru ceva mai bun. La 9 de cupe, o carte pozitivă, foarte împlinită, vorbește despre împlinire emoțională. Deci poate asta trebuie să înțelegeți acum, că ce lăsați în urmă în acest moment sau ce vreți să lăsați în urmă, poate că nu ați luat această decizie să lăsați ceva în urmă. Sau de fapt ați luat decizia, dar încă nu ați și pus în aplicare. Iar ce lăsați acum în urmă e ceva care trebuie lăsat pentru că vă așteaptă altceva mai bun, mai provocator. Că avem și provocare. Poate e o provocare pentru voi să lăsați chestia asta, să lăsați din emoții, din bagaj emoțional, din păreri în contradictoriu, din supărări, de ce nu, da? De ce are de-a face cu emoțiile foarte mult. Și să vă orientați către altceva. Iar cu doi de spade și cu cavalerul de bâte și regina de monede, e ca și cum vă orientați către o versiune mai stabilă, mai practică a voastră, mai orientată poate către succes, către partea materială, de la regina de monede, de la regina de cupe la regina de monede. Și trebuie să faceți o alegere, poate să vă schimbați mai mult personalitatea, să vă îndreptați mai mult spre partea asta practică a vieții voastre și da, mai practică, pentru că am văzut și regele și cavalerul de bâte. Mai orientată către succes, poate către progres, și aveți de luat o alegere pentru voi, de ce nu? Dar e acolo provocare și avem și frică, cu temperanța și cu 7 de cupe și turnul. Poate că e această alegere, vă este oarecum greu sau e foarte provocatoare pentru voi, pentru că e ceva neașteptat. E ceva care poate apare într-un mod neașteptat sau momentul în care luați această decizie sau direcția în care vă îndreptați în acest moment este către ceva foarte nou, foarte neașteptat pentru voi, mai ales emoțional, că am văzut 7 de cupe, deci mergeți așa pe linia asta emoțională, poate chiar vă doriți ceva diferit pe plan afectiv. Poate că aveți de ales dintre mai mulți parteneri. De ce nu? Dacă sunteți singuri, în mod special. Și vă este oarecum frică. Frică de schimbare, frică de a schimba ceva, frică poate de a schimba ceva la voi, frică de a schimba partenerul de viață, de ce nu? Sau de a alege dintre mai multe opțiuni, că am văzut 7 de cupe, dar aici trebuie să aveți într-adevăr mare grijă și de aceea apare temperanța în spate. La 7 de cupe. Trebuie să aveți foarte mare grijă ce alegeți, ce alegeri faceți și temperanța vorbește și despre răbdare, echilibru și, da, mai ales răbdare. E cartea pentru zodia săgetător. Deci trebuie să aveți răbdare în momentul în care vreți să alegeți să faceți această decizie importantă pentru voi. Poate e o alegere pe care trebuie să o faceți în tăcere, în taină, să nu spuneți nimănui sau să nu spuneți prea multe chestii despre ce urmează să faceți, despre planurile voastre. Mai ales că avem acolo și frică. Am văzut și un 4 de monede, ceea ce indică e toată energia acestei regine de monede. Vă atrage poate momentul ăsta sau o să vă atragă mai mult stabilitatea. Vreți mai multă stabilitate, poate chiar financiară, poate stabilitate în viața voastră, deși interesant că alegerea asta care e în mijlocul doi de spade și avem iarăși confirmare cu cartea 17, care e tot alegere, următoarele cărți vorbesc fix despre instabilitate într-un fel sau altul, cu 7 de cupe, turnul. Deci poate e ceva ce vreți să evitați, dar e mai mult inevitabil să evitați, pentru că tot se va întâmpla acest inevitabil cu turnul, tot se va rupe ceva brusc, dar turnul nu e o carte negativă în tarot. Poate să fie vorba și despre revelații pe care le aveți în mod
subit sau într-un mod neașteptat revelații importante în ceea ce privește modul în care alegeți. Cu 7 de cupe acolo, poate că sentimentele voastre încă sunt așa, puțin în ceață. Și poate încă nu vedeți clar drumul pe care vreți să mergeți, sau persoana cu care vreți să mergeți, sau sentimentele pe care vreți să le adoptați vis-a-vis de voi și de persoana voastră. Poate are de-a face și cu un loc de muncă, nu zic nu, și cu bani, pentru că avem regina de monede, dar aici mai mult pe sentimente, pe emoții ce simțiți voi vis-a-vis de, nu știu, chiar și de persoana voastră, cum am și zis. Și de aceea încă vă este neclar ceva, poate, cu 7 de cupe și cu turnul. Și poate de aceea apare și turnul, ca să facă ordine. Pentru că ceva nu mai merge cum mergea înainte, cu 7 de cupe. E prea multă instabilitate sau e prea multă iluzie, da? 7 de cupe, o carte a iluziilor. Sunt prea multe iluzii în interiorul vostru, în mod special, dacă e 7 de cupe. Deci sunt prea multe iluzii din interiorul vostru și poate chiar voi provocați acest turn, acest moment de realizare. Chiar dacă este puțină teamă la mijloc, vă este oarecum frică de ce va avea să urmeze. Dar poate e ceva necesar aici și chiar simt că e ceva necesar cu temperanța, pentru că e o carte divină. Temperanța e acolo un înger și inclusiv în carte este un triunghi pe care îl are în mijloc, deasupra pieptului sau chiar pe piept, acolo acel înger. Și vorbește despre Dumnezeu. Acolo scrie Dumnezeu pe acel triunghi. În general, în tarot, așa scrie acolo. Bineînțeles că sunt foarte diferite pachetele și s-au mai adaptat, dar de obicei asta scrie God pe acel triunghi. Ca zod din această etalare avem Săgetător și Rac, în mod special. Balanță. Berbec, leu, capricorn, fecioară, scorpion și cam astea sunt zodiile. Dar zodii de apă, în mod special, rac, în mod special, scorpion și săgetător și balanță. Astea sunt zodiile care sunt în evidență. Cu care poate veți avea de-a face, cu care veți avea de-a face în următoarea perioadă, sau poate că sunt foarte bine aspectate am uitat, cum scapă cuvântul ăla. În fine, este o etalare generală, deci luați doar ce simțiți că rezonează pentru voi. E o perioadă în care poate trebuie să vă reconfigurați sentimentele, emoțiile vis-a-vis de situațiile prin care treceți în acest moment. Așa simt, cu regina de cupe acolo și 8 de cupe, așa, o energie generală, energia voastră, în mod special. Și sunt poate niște alegeri de făcut, poate, uite că vine luna plină acum, când filmez eu acum, pe 6 ianuarie și este fix în rac. Și văd și multă lună plină aici, văd și luna în aceste cărți, deci e oarecum o confirmare. Și poate că la lună plină o să realizați ceva sau ceva brusc cu turnul vis-a-vis de viața voastră, dar vis-a-vis și de emoțiile voastre. Cam atât pentru voi, dragilor, mulțumesc că v-ați uitat și noi ne revedem data viitoare.